Am revenit în direct, iar înainte de pauza publicitară discutam despre acțiunea pe care eu una o salut de a înlătura de pe domeniul public mașinile abandonate. Înțeleg că acțiunea este la jumătate. Când credeți că se va finaliza această acțiune? Urmează pași în continuare conform legii. Deci primii pași au fost identificarea lor, somarea prin afișe, ceva afișe care s-au lipit și răspunsul la aceste somații, ceea ce a presupus 100 de mașini dispărute de pe domeniul public. Cei care nu s-au conformat, urmează alt pași. Cu ajutorul poliției rutiere, identificăm după marca mașinii, culoare, an de fabricație, acolo unde mai sunt numere, număr de matriculare, încercăm să identificăm mașinile acestea și proprietarii, să-i somăm nominal pe fiecare în parte, să-i ridice mașina. În condițiile în care se dă un termen de 5 zile în procedură, dacă în 5 zile se afișează undeva la sediul primăriei lista cu mașinile acestea abandonate și fără stăpân într-un cotidian local și pe urmă prin dispoziție de primar se trece la următoarea fază de ridicare, trec în proprietatea administrației publice locale, dacă după, v-am zis, există pași aceste deci etapele. Deci se pot acestea, chiar ridica de pe și se pot chiar ridica după ce îndeplinim toate criteriile conforme legii. Bun, mai avem câteva SMS-uri venite din partea telespectatorilor. Vreau să-l întrebați pe domnul polițist dacă este normal când trebuie să traversezi pe trecere să dea oamenii cu mașina peste noi. Din cauza asta sunt multe astfel de accidente în Buzău, spune telespectatorul nostru. Este adevărat că Buzăul este un oraș, deși nu e foarte mare, mie mi se pare destul de aglomerat, cel puțin în perioadele acestea de sărbători, de weekend și așa mai departe. Pe de o parte, șoferii sunt foarte grăbiți, dar pe de altă parte și pietonii parcă prea se aruncă cu capul înainte. Vedeți, trecerea de pietoni nu e de competența noastră. La trecerile de pietoni sunt mașini în mișcare, mașini în mers. V-am zis, competența noastră pe mișcare este destul de restrânsă. Singura, probabil, competență pe mișcare la autovehicole este acolo unde merg pe un tronson cu restricție de gabarit sau pe un sens interzis, ceva de genul acesta. Ori în OUG 195/2002 este clar, forțarea unei treceri de pieton pe semafor, pe nu știu ce, se lasă cu penalizare suspendarea permisului de conducere, ceea ce noi nu avem dreptul să Înțeleg. Acționăm. Un telespectator a transmis un mesaj prin colegii mei din regie și mă roagă să vă întreb de ce polițiștii locali sancționează chivuțele, cum le spunem noi, din piața centrală care își vând acolo produsele și ar trece oarecum cu vederea comerțul ilegal de țigări. Există comerț ilegal de țigări în piața centrală? Vă întreb sincer, pentru că n-am mai fost de mult, nu știu să se întâmple acest lucru. Ați fost sesizați cu privire la acest lucru? Nu am fost sesizați cu privire la acest lucru. Sunt activități tematice care se fac săptămânal, cel mult lunar, în cooperare cu Poliția Municipiului Buzău pe aceste teme. În ultima perioadă nu pot să spui că există un trafic de țigări în zona Piața Centrală. Într-adevăr, comerțul ambulant de pe domeniul public constituie o problemă. În sensul că desfășurarea de acte de comerț în alte locuri decât cele stabilite prin hotărârea ale Consiliului Local se sancționează. Sunt oameni necăjiți, sunt oameni care își vând diferite produse. Opinia publică este pro sau contra, dar legea spune că acest comerț trebuie să se facă în anumite condiții. Și trebuie respectate. Trebuie respectate, este adevărat. Mai avem un SMS venit din partea unui telespectator.
L-am citit. Poliția locală, da, este același lucru, comerțul ilegal cu țigări din piața centrală. Aveți competențe în ceea ce privește piața centrală în interiorul pieței? Și în interiorul pieței, vă întreb? Ne referim mai mult la domeniul public, pentru că în interiorul pieței sunt anumite aspecte care țin de administrația pieței. Anumite probleme care s-au ridicat a fost că cel de la tarabă îi se acorda un anumit spațiu, el depășea acel spațiu încă o jumătate de metru, încă un metru, încă, iar aceste alei de acces se îngustau pe zi ce trece. În sensul acesta sunt activități pe care le desfășurăm, au dispărut tot prin sprijinul administrației pieței acele umbrele după ce s-a refăcut acoperișul. Cred că ușor, ușor se trece la un comerț mult mai civilizat în piața centrală. Am observat și noi că lucrurile s-au schimbat în bine în piața centrală, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Trecem așa foarte repede prin mai multe subiecte, pentru că vreau să le discutăm pe toate, pentru că am observat că îi preocupă pe telespectatorii noștri. O altă problemă este problema câinilor periculoși și agresivi. Știu că aveți competențe, că sunteți în măsură să luați măsuri împotriva proprietarilor unor astfel de rase de câini. În conformitate cu legea 155/2010 privind poliția locală, avem și această nouă atribuție prin care poliția locală poate constata anumite aspecte privind ordonanța de urgență a guvernului 55/2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi. Am constatat cazuri în care în locuri publice, atât pe străzile din municipiul Buzău, cât și în parcurile de agrement, anumite persoane conduceau acești câini fără a avea bodniță, fără a avea zgardă, lesă sau ham. Cel mai important este bodnița. Și mulți întrebați despre faptul că de ce acești câini nu poartă, răspund destul de puieril, în sensul că își cunoaște destul de bine câinele, că nu face rău, că nu este agresiv. Sau pur și simplu, dar nu mușcă. Să nu mușcă. Este important să știm că în locuri publice, deci un astfel de câine și să dăm exemplu și de câteva rase de câini, pitbull, rottweiler, ciobănesc caucazian, dog argentinian, cane corso, tosa, sunt câini din categoria câinilor periculoși. Bun, mesajele venite din partea telespectatorilor continuă. Bună seara, în piața de la Dorobanți, poliția locală are competențe? Dacă da, să se intensifice aceste activități pentru care poliția locală are competențe, spune un telespectator. Înțeleg că acolo probabil se întâmplă ceva și telespectatorii noștri vor să acționați. Felicitări pentru emisiune. Aș dori să invitați mai des pe domnii de față în emisiune, în condițiile în care timpul ne va permite, atât nouă cât și dumnealor, cu certitudine o vom face. Felicitări pentru emisiune, încă o dată ne spune un telespectator. Vă mulțumim foarte mult. Bună seara, doresc să felicit poliția locală pentru activitatea pe care o desfășoară. De fiecare dată când am apelat la această instituție, au fost prompt și corecți. Felicitări pentru emisiune. Vă mulțumim tare mult. Iată mesajele venite din partea telespectatorilor și de felicitare. De ce poliția locală nu are o cameră specială de bunuri confiscate și dau sancțiuni, dar ambulanții rămân tot acolo? Este vorba probabil de vânzătorii ambulanții de marfă. Există un loc special? În primul rând, vă permite legea să confiscați bunurile pe care le scot la vânzare comercianții ambulanți? Și dacă da, unde ar trebui depozitate?
Într-adevăr, legea 12/90 privind comerțul stradal ne permite să acționăm în astfel de cazuri. Nu avem o cameră de corpuri delicte, drept pentru care am acționat privind aceste aspecte ale comerțului stradal în conformitate cu hotărârea Consiliului Local 18/2008 privind administrarea domeniului public și privat al municipiului Buzău. Este cam același lucru, în afara faptului că nu se confiscă aceste bunuri. Aceste bunuri, ce presupun aceste bunuri? Sunt bureți, sunt șosete, sunt produse care sunt greu vandabile ulterior. Bun. Afișați numărul la care poate fi apelat acest dispecerat, spune, ne roagă un telespectator. O să vă rog să ne spuneți numărul de telefon, eventual după aceea și colegii noștri poate reușesc să-l afișeze pe ecran, numărul de telefon de la dispecerat de la dumneavoastră. Da, este un număr normal, nu este un număr scurt, 0238-710531, cu ocazia unor sezizări, reclamații de fiecare dată, am răspuns pentru operativitate în a suna direct prin dispeceratul poliției locale și am pus la dispoziție acest număr. O facem și acum prin intermediul dumneavoastră. Și noi o să continuăm să o facem de câte ori vom avea ocazia. Un alt telespectator întreabă cum îmi demonstrează agentul de poliție locală cane corso-ul meu, este vorba despre o rasă de câine, este cane corso și nu pechinez. Da, întrebarea mi se pare oarecum tendențioasă, pentru că pechinezul oricum nu e pechinez, nu-i trebuie nici botniță, nici... Cred că telespectatorul care se sesizează acest aspect are cunoștințe temeinice privind ordonanța de guvern 55/2002, prin faptul că dacă deține un astfel de câine, cane corso, trebuie să-l aibă înregistrat atât la Asociația Chinologică și trebuie înregistrat și la Poliția Municipiului Buzău. În continuare vin SMS-urile din partea telespectatorilor. Polițistul local are dreptul să sancționeze un șofer cu puncte penalizare pentru oprirea interzisă, întreabă un telespectator. Absolut, absolut. Sunt aceleași dispoziții din codul rutier, vorbind de ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002, pe scurt, codul rutier. În aceeași bază sancționează și polițistul local și polițistul național. Deci nu este nicio diferență. În aceeași bază și polițistul local implementează punctele de penalizare pe lângă sancțiunea propriu-zisă. Colegii mei au afișat numărul de telefon al dispeceratului, 0238-710531. Este corect, da? Da. Bun, deci telespectatorii noștri îl pot prelua fără probleme și pot apela cu încredere poliția locală. Felicitări și pentru serviciul de pază pentru licee. Este foarte binevenită poliția în școli, pentru că sunt multe probleme. Într-adevăr, este o idee bună. Eu cel puțin am constatat un lucru. În fiecare dimineață când îmi duc copilul la școală, polițistul local, deja copiii știu. Mami, până aici, domnul polițist a spus că nu e voie de aici, când iese. Și vreau să vă spun că sunt și momente când intervin polițiștii locali între copii în școală. Iar asta e un lucru extraordinar. Da, prin serviciul pază bunuri și valori, siguranță unități școlare, cu un număr de 331 de polițiști locali contractuali, avem prestăm contracte de servicii de pază la 14 licee, 13 școli generale, 17 grădinițe și 15 societăți comerciale. Pe lângă paza proprie la aceste școli, licee, grădiniță, la fluirea și defluirea elevilor, la acele ore în care copiii intră sau ies de la școală, deci avem organizate, în baza unui protocol cu Poliția Municipiului Buzău și Inspectoratul de Jandarm Județean, un protocol prin care acționăm la
diferite instituții de învățământ în această perioadă. Deci în zona unităților de învățământ și în imediata apropiere. Iar rezultatele se văd, în primul rând copiii se simt în siguranță, părinții simt că au copiii în siguranță și pentru că ne îndreptăm cu pași repezi către sfârșitul emisiunii, așa cum am promis, vreau să abordăm un subiect interesant și destul de fierbinte pentru colegii noastre, pentru polițiștii locali. Este vorba despre norma de hrană. Înțeleg că este o lege care ar permite la acest moment primăriei să acorde normă de hrană polițiștilor locali. Ce știți despre acest lucru, dacă se fac demersuri în acest sens, dacă au sau nu șanse să primească polițiștii locali norma de hrană? Deci, în conformitate cu ordonanța Guvernului 64/2014, s-a modificat legea poliției locale 155/2010, în sensul că s-a introdus un articol, articolul 35-1, prin care se prevede că începând cu 1 ianuarie 2015, autoritățile administrației publice locale poate acorda, în limita bugetului aprobat, norma de hrană poliției locale, conform prevederilor ordonanței de guvern 26/1994, privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul ordine publică, apărare națională și siguranță națională. Bun. Care sunt șansele ca polițiștii locali să primească în anul ce urmează norma de hrană? Din ce ați discutat cu reprezentanții primăriei, mă gândesc că au existat discuții. Numărul de funcții din cadrul poliției locale, dacă ne referim la organigramă, vedem că suntem una dintre cele mai mari poliții locale din țară. Un număr de angajați, 481, dintre care 150 de funcții publice și 331 de funcții contractuale de execuție. Mă refer la cele de la serviciu pază. Este un efort bugetar destul de mare pe care cred că atât Consiliul Local cât și domnul primar o să-l aibă în vedere, iar în măsura posibilităților vor să se acorde aceste drepturi. Această normă de hrană, din cât ați studiat legea, presupune să se ofere suma respectivă doar pentru zilele lucrătoare, pentru zilele calendaristice și pentru concediu și pentru... De ce vă pun aceste întrebări? Pentru că încerc să aflu dacă ar putea sau nu să vi se ofere această normă de hrană în natură, în sensul că să vi se dea o masă la serviciu. Dacă ne referim strict la ordonanța de guvern 26/94 și am spus aici despre sectorul de ordine publică în care putem fi și noi cuprinși, conform prevederilor hotărârii de guvern 65/2003, efectivele MAI care desfășoară activități de ordine public beneficiază de o normă de hrană, norma 6, care presupune un quantum de 24 de lei pe zi plus un spor de 2 lei pentru cei care execută serviciul în ture. Această sumă este pe zi calendaristică. Deci pe zi calendaristică și se oferă inclusiv în perioadele de concediu? Inclusiv în perioadele de concediu de odihnă sau concediu medical. Bun. Veștile sunt bune, să sperăm că se aplică și la nivelul municipiului Buzău. Știu că în județul Buzău există un oraș unde se plătește o astfel de normă de hrană. Este vorba despre Râmnicu Sărat. Aveți cunoștință despre acest lucru? Bine, la Râmnicu Sărat e foarte... Și acolo, și la Râmnicu Sărat, se desfășoară foarte bine activitatea poliției locale. Într-adevăr, până la modificarea legii, colegii din cadrul Poliției Locale Râmnicu Sărat au primit o normă de hrană în baza legii 319/2006 privind securitatea în muncă, în care au specificat o normă de calorii pentru activitatea pe care o desfășoară. Prin hotărârea Consiliului Local s-a aprobat această normă de hrană puțin într-alt mod, să spunem.
Da, eu vă tot pun întrebările acestea pentru că mă gândesc că există posibilitatea în acest fel să mai crească oarecum veniturile polițiștilor locali, iar acest lucru ar fi un lucru bun pentru că nu sunt foarte mari salariile, din câte știu eu. Avem un SMS din partea unui telespectator. Felicitări pentru emisiune și felicitări domnului Teodorescu, care are o competență incomensurabilă. Bun, sunt foarte multe SMS-uri venite din partea telespectatorilor și mi-este foarte greu să le deschid pe toate. Știți, tehnica este o mare problemă la mine. Un alt telespectator ne felicită pentru emisiune. Ca să tragem un pic linie, subiectele ar fi fost multe de discutat și v-am spus înainte de începerea emisiunii că am un material pe care l-am sustras așa un pic din comunicatul de presă al poliției, al IPJ Buzău, care spune că la data de 25 noiembrie, adică aseară, în jurul orei 20, un buzoian a sesizat poliția cu privire la faptul că a observat doi adolescenți care au intrat într-un autoturism parcat în zona în care locuiește. La fața locului a fost direcționat un echipaj în cadrul Direcției de Poliție Locală și altul de la Poliția Municipiului. Cert este că Poliția Locală a reușit să-i prindă pe cei doi adolescenții tineri infractori, așadar vă vedem pe stradă, vă vedem în trafic, activitatea se vede. Sper că și buzoienii să aibă aceeași viziune ca și mine, dar sunt convinsă că se întâmplă. Da, îi rog pe cetățenii municipiului Buzău să apeleze la Poliția Locală Buzău, atât prin dispeceratul său, cât și prin directa prezență da. Acolo unde vede o patrulă mobilă sau o patrulă pedestră, poate să apeleze la ea. Cu siguranță, cred că acei polițiști locali vor da dovadă de ajutor și profesionalism pentru a rezolva problemele cu care cetățenii se confruntă. Bun, eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea la emisiune. Sper că și pe viitor să ne răspundeți cu aceeași deschidere. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost la emisiunea noi. Punem punct aici emisiunii noastre. Noi ne revedem mâine seară. Vă urez o seară plăcută. La revedere!